Chiar dacă bănuiesc că e foarte greu să te gândești că dai banii unor complici, vă mențineți această ofertă, de ce Da, o faceți? da, că vrem să-l găsim viu sau mort, cum am mai spus. Nu știu, rămâne valabilă orice indiciu care ne duce mai aproape, indiciu clar, sigur, care se probează, după aia declarăm fața tuturor că ne ținem de promisiunea. Adică, care este promisiunea? Că-i dați Oferim și 5.000 celui... de euro și celui care a avut legătură cu acea faptă sau complice. I-a oferit și asistență juridică, dacă se predă, ar putea beneficia și de Bineînțeles, am circunstanță vorbit aceasta. cu avocații noștri și au spus că nu-i problema. Ce îi spune celui care știe despre... Că să vină să spună ce știe, îi oferim suma de bani de care am vorbit și poate să beneficieze și de clemență. Și în cursul acestei zile, încă de dimineață, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reluat căutările în acest caz. Se perie pădurile din municipiul Arad, vorbim și despre pădurea Ceala. În pădurea Vladimirescu, de asemenea, colegii mei efectuează căutări și încercăm să mergem pe toate pistele posibile pentru găsirea victimei.